Bine m-am regăsit, iarăși, iarăși. Câine câinește. Așa se spune în ardeal atunci când cineva n-are nici un chef să facă, dar musai să facă ceva. da Adică face strângând din dinți, fără nicio tragere de inimă, dar las că vă aranjez eu, ceva în genul ăsta. Așa a făcut și domnul Iohannis Astăzi la consultările cu partidele politice. A salutat doar PNL-ul și PSD-ul. UDMR-ul bine, poftiți, luați loc, vă comunic asta și asta și asta. La fel cu ceilalți. Dacă te gândești la bilanțul prezidențial, vis-a-vis -vis de prim-ministri, o să vezi așa. Premier peneliști, de acolo de unde vine domnul Iohannis. Orban, Câțu, Ciucă. Trei. Premier tehnocrat, USR, o să-i zicem așa, cu slash, Cioloș. Premier PSD, Ponta, Grindeanu, Tudose, Dăncilă și acum ăsta, Ciolacu. 5. 5, 3, 1. Sigur că dacă amintim și de Grifco, parcă, parcă se, noadă, se noadă matematica asta într-un mod mult mai inteligibil. Însă, de unde până unde lipsa de eleganță la un președinte care a ținut mereu să fie foarte elegant. Începând de la, domnule, ia-mi o dată paltonul ăsta, că dacă nu-l arunc pe capotă și l-aș aruncat, până la, dacă vrei, vacanțele de tip aristocrat, cu bicicleta, mergând pe nu știu unde, prin insule. Chestiune pe care nu o reproșez, pentru că fiecare om, fie el și președinte, are dreptul la o vacanță și o petrece așa cum vrea el. Însă lipsața de eleganță îmi arată și altceva. Că părțile fac eforturi în a menține UDMR-ul la guvernare În timp ce președintele, poate că din rațiuni de CSAT, poate că din mai știu eu ce rațiuni, că nu le cunosc, nu sunt acolo Președintele i-ar dori afară din guvern Acum, mergând la eleganță, este un exemplu celebru în epocă și vine din medicină, nu are legătură cu politica René Lenec Da? 1816, Bă, ăsta era un tip, a de tuberculoză, s pe la 45 de ani, a inventat stetoscopul. Cum? Se cunoștea faptul că dacă pui urechea pe, pe pieptul pacientului, auzi niște zgomote, poți auzi um, plămânii, da? ca o sticlă care se golește, spunea un mare medic, unul dintre cei mai mari medici din, din secolul 15. Hipocrate zice. Pune urechea și o să auzi plămânii, dacă pui urechea pe inimă. Doar că lui Lainec era jenă, pur și simplu, să așeze urechea pe sânul unei femei ca să își dea seama dacă are sau nu ceva la plămâni. Și atunci a făcut niște col de hârtie, le-a făcut sul, le-a legat frumos și le-a pus, fără să atingă, practic, pacientul cu urechea, cu capul, să asculte acele zgomote care vin din plămâni. Adică ea ca bunul simț câteodată face istorie. Bă, eu am dat exemplu ăsta din medicină pentru că e un exemplu și pentru ăștia din politică. Faptul că nu dai mâna cu cei pe care i ai invitat. Bă, nu-i pandemie, n-au râie, n-au nimic. Mai ales că sunt și parteneri la guvernare. La guvernarea guvernului tău. Aici deja mi se pare că intrăm într-un teren destul de măștinos. Iarăși, în loc să avem certitudini occidentale, avem, iată, aspirații foarte, foarte cimentate, balcanice. Ce te costa să îi inviți pe toți și să dai mâna cu fiecare? Nu te costa nimic. Însă, ca semnal, asta arată ceva. Arată că Viața noului guvern nu va fi liniștită. Nu va fi liniștită nici în interior, ca relații interne, hai să le zice, așa, și nici în relația cu prezidentele, cu Cotroceniu. De ce spun că în interior nu va fi foarte fericită relația? Pentru că deja a început PSD-ul, da, prin vocea chiar lui Vasile Dâncu, și o să-l amintesc aici, pentru că e prieten, dar asta mi se pare o, o, o direcție, da, adică. Ei, un element, și după a încerca să-l faci, să faci din el un, un corpus electoral, da? un, un, un discurs electoral. Domnule, grea moștenire. psd vin acum la guvernare cu o foarte grea moștenire. Dar psd au fost la guvernare. Mai mare și mai grea moștenire decât lăsată de psd Căciu Dămbuzău omul care a greșit bugetul care n-a prins în buget chestiuni de la care țin de viață și de moarte. Dar nu mai vorbim de, de nu știu ce buget pentru primărie. Vorbim de bugetul, de exemplu, pentru Planul Național de Combaterea Cancerului. Ăla nu-i prins în buget. Înțelegeți? Păi mai grea moștenire decât lăsată de ăsta. Care este? Apoi vin să ne spună iarăși pe sediști, domnule, avem numai oameni competenți. Care sunt realizările doamnei Firea? realizările domnului Budăi, Budăi da? realizările lui Grindeanu, care e speriat acum că a făcut 12 sau 13 km de autostradă da? și vrea să prindă din urmă, știi exact ca în fruturile pe lampă, o să explic imediat a lui Paul Everac, să prindă niște contracte ca să se finalizeze prin 2024 și el să taie panglica. Știi că la Paul Everac este piesa aia de teatru, un fluture pe lampă, în care vine unul, se strofoacă, face din uzină minuni, păi și pe când se taie pangă, că ai schimbat cu altul, care vine și spune, doamne, ce deștept spaf. în micuța. Ăsta este guvernul. Care sunt oamenii extraordinari din guvernul ăsta? Sunt oameni discreți care și-au făcut treaba, uite, vorbesc de un pesedist tâlvăr, da? cel de la apărare, nu l-ai văzut la televizor, nu l-ai văzut pe show-uri sau pe chestiuni de genul ăsta, omul a stat acolo, a fost numit, ok, sunt numit, nu zic o mare militar, dar îmi fac treaba. Pentru că sunt interconectat cu tot ce înseamnă aliații din NATO. Dar dacă mă uit, care sunt pe Vin liberalii după aia să spună, domnule, păi s-ar putea să vină doamna Gorghiu la justiție. De ce să vină doamna Gorghiu la justiție? Acolo ar trebui să vină un independent. Acolo ar trebui să vină un independent care să spună: Bă, Băieți, nu mă interesează, nu există justiție de dreapta, justiție de stânga. Știi cum a făcut asta? Mă întorc iarăși la, la Planul Național de Combatere a Cancerului, Rafila, care zicea într-un într talk show: Domnule, ăsta este un plan liberal. Cum adică este, este cancer de stânga, cancer de dreapta? Adică vorbim despre pur și simplu o totală inconsistență nici nu știu cum să-i zic, culturală, da? a ăstora de la guvernare, a celor mai mulți. Pentru că inconsistența asta culturală, eu mă explic așa, pur și simplu nu înțelegi realitatea de dincolo de biroul tău. Oamenii ăștia deja nu mai fac parte din, din specia umană. Ei sunt un fel de extraterestri. Ei știu foarte bine că în momentul în care a fost pus ministru, băi, un loc pe listă se va găsi. Viitorul mi-a asigurat. Acum să nu fac gafe mari, să nu fac derapaje să rup din partid, mai ales din PSD, unde nimeni, nimeni care a rupt din, din, PSD n-a reușit să facă o carieră. Și atunci stăm acolo, mai facem noi niște mici, mici aiureli pe la televiziune, dar în ședința de partid, el care e puternic, îl are tot ce poate să-i dea partidul. În același timp nu trebuie uitat un lucru. Eu n-am văzut niciun lider de partid de la PSD care să nu fi fost pus în meniu, în meniu de dimineață. În momentul când ai zgândărit baronii, că nu le-ai mai angajat fiii, nepoții, fiicele, nurorile, amantele, nevestele, în momentul ăla și-au făcut bisericuța lor și bisericuța lor se transformă într-o catedrală care cade în cap. Există probabil un Dumnezeu al socialiștilor care se uită foarte atent și foarte atent cu baronii. Să le dea prosperitate cu locul verdeață, cu vilă, cu piscină, dacă se poate pe două străzi ca la Dragnea. Numai că, la un moment dat, același Dumnezeu se cam Ce băi, eu Dumnezeu socialist, pot să fac tot ce vreau, da? că nu lucrez pe banii mei. E ca la socialist, lucrez cu banii altora. Ia să mai vină și alții. Amintiți-vă de toți ăștia care au intrat în, în, în podiu, pe podiumul PSD-ului, că au fost rași la un moment dat. Ciolacu știe foarte bine. Și atunci, practic, el își rezolvă treburile din partid, dându-le bucăți din politicile acestei țări. Madame Firea, Madame Firea ar putea să fie un concurent foarte serios pentru mine, vrea să candideze la București, la București este cel mai câștig, când câștigi, ai practic cel mai mare număr de voturi din țara asta, băi, ia un minister al familiei. Da? Grindianul pe partea asta de vest, ia și tu acolo transporturile. Îl luăm pe am înțeles pe Barbu, un funcționar de la primăria din Caracal, arondat cumva sau vasal regelui mare al agriculturii, baronul Stănescu de la PSD. Păi, din sud trebuie să luăm, că așa, așa acolo e o zonă rurală și trebuie să ne asigurăm că vin voturile. Dacă e observat, da, cam toți sunt din sud, da, de la o vreme încoace. Atenție, n-am nimic cu sudul. Sudul are treaba lui cu agricultura și o face cât poate, ia, cât poate el de bine, în condițiile în care politicile agricole sunt cum sunt. Însă, aici intervine șmecheria electorală, îl luăm pe ăsta, ne asigurăm că Stănescu nu face mare scandal, că Stănescu și aduce echipa lui de baron și mă susține la un moment dat în Consiliul Național, la Congres, la mai știu eu ce, și am liniștit. Acum, problema e un pic cu Moldova. Moldova sărăcuța fără, fără autostradă. Moldova este ținută pur și simplu într-o întunecime și nu de acum, de 100 și ceva de ani. Gândiți-vă că în 166, 1866 da, merg boierii moldoveni, vine Carol și spune Băi, rege, hai să facem cumva să dezvoltăm Moldova asta. Vrem o cale spre vest. Calea spre vest atunci era calea ferată, nu era uh, autostrada. Aia era marea, marea realizare. Bun, nu s-a făcut. Uh, Memoriul ieșenilor din 1919 sire, vrem să ne dezvoltăm, nu se poate să fim ținuți așa într-o într, -o, într -o întunecime administrativă. Nu s-a rezolvat. 1937, o revoltă a politicienilor moldoveni, da, de, de, aici, care spun, vrem șosele moderne. Nu s-a rezolvat. Acum se rezolvă cu picătura doar când au văzut că ieșenii și, practic, moldovenii s-au pornit marșurile alea motorizate către Târgu Mureș și către București. Dar se face așa, hai să vedem cum o face, o lasă, să punești tu două lopeți acolo, un cop și un excavator, să cadă lumea că muncim. Așa asta se întâmplă. Bun? Despre Ardeal nu mai vorbim. PSD-ul n-a iubit niciodată Ardealul pentru că Ardealul nu a iubit niciodată, niciodată PSD-ul. S-a votat conjunctural, într-adevăr. Există județe care mai votează cu PSD-ul, vezi bistița din când în când și Hunedoara care e roșie, dar în rest, aici așa, un pic mai băieți, mai, mai loașo, mai Înțelegi? Și le-a rămas ce? Le-a rămas totuși guvernarea. Le-a rămas cotroceniu, care vine cotroceniu și în loc să explice lumii că avem nevoie acum de politici liberale, nu mă interesează de PNL sau de NPNL, avem nevoie de liberalism ca să dezvoltăm țara. Și după aia, da, după ce ai ce împărți, ai nevoie și social de, de, de social-democrație. Altfel, ajungi în situația să împarți sărăcie. Și cu cât, împar, cu cât împarți mai multă sărăcie, cu atât baronii se îmbogățesc. Și aici aș pune în primul rând baronii socialiști. Pentru că socialismul, e o, socialismul românesc e o combinație între zaibăr și icre negre. Adică tântălău ăla care ia o geantă de a Hermes, de 15.000 de euro, da? și ea poartă slănina sau prazul, sau borșul, sau ce-o purta. Înțelegi? Ăsta este socialismul românesc. Iar cauționând un astfel de socialism, o astfel de politică, o astfel de, un astfel de comportament politic, domnul președinte Iohannis ne arată de fapt că a fi neamț din Ardeal nu înseamnă a fi neamț din Germania. Că, știm, aveam niște prieteni la un moment dat care lucrau multinaționale, și la Cluj și la București. Era o mare firmă. Și au zis, băi, ne o trimis ăștia un neamț să ne pună la punct. În trei luni de zile ne neamțul cânta pe mese, bea o de, -alea de, 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 beuturi și umbla după femei. S-a românizat complet. Nu vreau să spun că în 800 de ani s-au românizat toți. Dar dacă mă uit la gestul ăsta lipsi de opt, orice eleganță, de Gândește că îți vine ție un safir în casă, l-ai chemat tu, l-ai invitat tu să vorbești, nu știu, ceva de a face, poate, și te uiți la el și zici, dialog. ai face chestia asta. Nu cred. În politică, lucrurile astea să știi că se țin minte. Și atunci am, am, am trecut foarte repede de, de, la Ionopot PSD la Ionopot UDMR. Pur și simplu, omul nu mai suportă funcția. E adevărat, e o funcție grea. Foarte grea pe pământul. Acest atlas al politicii românești. Mă rog, ne nu știu cum se spune.